Am revenit în platoul Iași TV Live. Alături de mine se află domnul conferențiar universitar dr. Ilie Gheorghe Fârte, din cadrul Departamentului de Științe ale Comunicării, din cadrul Universității Alexandru Ancuza din Iași. Este unul dintre organizatorii Conferinței Internaționale de Comunicare în Iași, una de cea mai mare anvergură de până acum, Communication in Action. Discutam despre importanța relațiilor publice înainte de publicitate. Voiam să vă întreb despre conținut. Acesta, așa cum spuneați, trebuie să fie de o foarte bună calitate pentru a putea fi consumat. Acesta se poate schimba, eu știu, în funcție de dinamica din mediul online, de exemplu, că acolo ne ducem toți să căutăm informații. Da, permiteți-mi să încep cu un citat, cu o entimemă, o structură argumentativă a lui Emil Cioran. Ea suna în felul următor: de ce nu scriu femeile, fiindcă pot plânge oricând? Evident a exagerat Emil Cioran, are nostru filozof. Ideea principală era că există întotdeauna o reacție imediată, confuză, predominant emoțională, la stimuli din jur. Marea miză este să cristalizezi mediul cognitiv al celorlalți. Capacitatea de a verbaliza, capacitatea de a gândi discursiv, de a reflecta discursiv cu privire la o situație, se consolidează foarte greu. Și este o mare provocare, este o mare provocare să cristalizezi anumite gânduri în mintea asta. Nu să le cristalizezi tu, să catalizezi acest proces de cristalizare, astfel încât publicul să-ți poată urmări firul gândurilor. Nouă ni se pare ceva, nouă comunicatorilor profesioniști, profesori, avocați, preoți, ni se pare ceva banal. Firesc. Să vorbim, iar ceilalți să urmărească firul gândurilor noastre. Mi-a trebuit mult timp să-mi dau seama că de foarte multe ori mergeam singur. Că publicul pur și simplu nu mai urmărea firul vorbirii mele. Nu este atât de ușor. Nu este atât de ușor să-l duci pe celălalt pe același drum cu tine atunci când comunici cu privire la un anumit obiect. Tu vezi prin intermediul conceptelor anumite lucruri, dar celălalt s-ar putea să nu le vadă. Acest filtru cognitiv diferă de la persoană la persoană. De aceea, specialiștii în comunicare trebuie să testeze prin încercări și erori modul în care funcționează mintea celorlalți, mintea publicului țintă, să vadă ce reprezentări mentale are publicul cu privire la realitate. Gândiți-vă la maniera științifică de a cunoaște lumea. Oamenii de știință, când formulează legi, iau în considerare 3-5 variabile, nu mai multe. Vin preoții după aceea și prin intermediul unor parabole creează așa o poveste, o narațiune plină de învățăminte. Dar este un crâmpei din ceea ce înseamnă viața reală. A găsi aceste unelte prin care publicul să poată avea acces la problema pe care o prezinți, așa cum este, cum o vezi tu, este o mare provocare. De multe ori, poate de cele mai multe ori, eșuăm. De aceea, nu trebuie să ne descurajăm, trebuie să acceptăm o rată de succes care iar face de rușine sau iar duce în faliment pe foarte mulți producători din industrie. Înclin să cred că rata de succes în domeniul comunicării strategice este mult, mult mai mică decât ne place să recunoaștem, dar nu din vina specialiștilor în comunicare, ci fiindcă acestea sunt datele probleme, acestea sunt dificultățile legate de influențarea celorlalți prin intermediul cuvintelor. Este formidabilă această lume a minții, a gândurilor și a punerii în contact între aceste minți diferite. Poate fi aplicată o strategie de comunicare publică a unei companii, eu știu, belgiene,
cu una omologă, să zic, din România? Evident, ideea de afacere este comună. Din fericire, ne ajută și cunoașterea încorporată în obiecte. Este un lucru formidabil. Noi nu ne dăm seama, noi românii, cât de mult am învățat despre lume, despre piață, despre felul în care funcționează instituțiile prin simpla dispunere a unor obiecte. Da, clădirile arată într-un anumit fel, mesele sunt dispuse, scaunele sunt dispuse într-un anumit fel, oamenii interacționează într-un anumit fel. Această cunoaștere încorporată în obiecte, în procese, ne ajută să înțelegem mai bine cum funcționează o companie, cum funcționează o universitate, ce trebuie să facă un student, ce trebuie să facă un profesor într-o anumită situație. Aceste lucruri ne facilitează procesul de învățare. Altminteri, dacă ar fi să ne ținem de buchea cărților, probabil am avea nevoie de mai multe vieți pentru a reuși să concertăm, să ducem la o acțiune concertată mai multe persoane. Diferă mentalitatea societății, așa cum bine știm, iar acest lucru face ca noi să fim nevoiți să ne adresăm diferit de la o societate la alta. Bun, din fericire, iar suntem conectați prin internet la spațiul european euroatlantic, iar trebuie să fim recunoscători faptului că am fost cooptați în această familie și că suntem în vecinătatea lor, că avem contact la produsele lor materiale, spirituale. Am fost acolo cei mai mulți dintre noi. Cred că dacă s-ar face un sondaj, mai bine de jumătate din populația României a mers cel puțin o dată în alte țări din Uniunea Europeană și am învățat de la ele. Ne-am dezvoltat prin contact și aceasta este strategia de dezvoltare. Stai în preajma celorlalți. De-al minte, este o strategie veche de când lumea. Eu, când eram copil, stăteam în preajma oamenilor mari, în preajma bătrânilor, sfătoși, care vorbeau, discutau anumite probleme, folosind anumiți termeni, folosind o anumită tonalitate a vocii și am învățat multe, prin imitație, observând. Deci, primul lucru pe care trebuie să-l faci pentru a intra în sincronie cu ceilalți, pentru a-i cunoaște pe ceilalți, pentru a-ți pregăti terenul unei persuadări eficace, este să stai în preajma celorlalți. Deci, contact direct cu celălalt și o observație sistematică. De-al minte, vedeți, se vorbește foarte mult despre eșecul clasei politice, despre faptul că politicienii nu mai rezonează cu electoratul. De ce nu mai rezonează? Fiindcă nu sunt în contact direct cu electoratul. Este bizar, inclusiv politicienii de stânga se izolează de popor. Adică au vilele lor în afara marilor orașe, au centrele lor de shopping, de distracție, de recreere, au locurile din străinătate unde se simt bine. Ori această rupere a contactului îi face să nu mai poată rezona, să nu mai fie în stare să trimită un mesaj credibil electoratului. Nu este o problemă românească, numai o problemă românească. Vedem aceeași problemă în Ungaria, în Italia, în Spania, în Olanda, în Statele Unite ale Americii. Presa deplânge avântul populismului, dar uită să chestioneze clasa politică, partidele politice dominante cu privire la legătura pe care o mai au cu electoratul. Cât de mult stați în preajma electoratului, cât de des mergeți cu metrou, cu mijloace de transport în comun, cât de des vă întâlniți cu ei făcând piața, cât de mult stați în preajma lor, îi acceptați în audiențe așa cum sunt ei, îi ascultați așa cum știu ei să formuleze problemele. Și dacă stai în preajma celorlalți, dacă îi observi, dacă îi asculți și trebuie să se vadă această atitudine de ascultare, și să fim serioși, poți măcar simula ascultarea. Deci de aici ar trebui să începem pentru a renoda o relație funcțională cu publicul. Sunt foarte mulți, eu știu, cetățeni care își ascultă
politicianul, să zic, preferat sau nu neapărat, și conștientizează că el vorbește, comunică anumite lucruri, dar parcă de pe, dintr-o altă bulă, nefiind, de fapt, acolo, în aceeași realitate. Și sunt în lumi diferite și nu vorbesc de această rupere între mediul real și cel virtual, fiindcă, așa cum am spus, ele se întrepătrund și omul foarte ușor poate trece dintr-un mediu într-altul. Sunt lumi cognitive diferite, lumi epistemice diferite. Oamenii cunosc realitatea foarte diferit și după aia se întreabă cum poți fi persan, cum de nu mă mai votez, cum de un partid de guvernământ, cum a fost Partidul Socialist Francez, un candidat socialist, precum a fost Benoît Hamon, a căzut la 6, au căzut la 6-9%. Cum din partid de guvernământ am ajuns un partid cu one digit, cu un scor sub 10%, chiar așa se poate întâmpla. Adică te poți trezi părăsit, abandonat de alegătorii tăi, pe care îi considerai fidel, de clienții tăi, pe care credeai că ai mulțumit cu produsele tale și acum nu le mai cer, de studenții tăi, de enoriașii tăi și așa mai departe. Este formidabilă această presiune pe care o resimțim toți cei care avem ceva de oferit în condiții de piață, presiunea de a câștiga zi de zi ceea ce credeai că îți aparține. Îți aparține noriașii, îți aparțin studenții, îți aparțin clienții, cumpărătorii de pâine sau de pantofi, îți aparțin alegătorii tăi fideli dintr-o anumită regiune a țării și constați că, de fapt, n-ai avut nimic, că nici nu poți să-i ai. Nu poți să-i ai pe oameni, ci trebuie să îi câștigi rațional, trebuie să îi convingi, dar nu din când în când, ci permanent. Dar cum aceasta este marea miză. Cum i-au pierdut și cum îi pot ține permanent? Ruperea contactului. Deci trebuie să fii în contact permanent, trebuie să fii disponibil permanent, accesibil permanent. Nu vedeți cum facem cu uneltele noastre pe care le utilizăm în mediul virtual? Trebuie să ne fie la îndemână. Întotdeauna abandonăm aplicațiile care ne cer foarte mulți pași de efectuat și încet, încet apelăm la acești simplificatori de informație și de viață. De exemplu, eu nu mai... Iar, ca să înțelegem mai bine situația, înainte făceam... ne plăteam facturile stând la cozi. După aceea s-a trecut în mediul virtual. Puteai intra pe site, completai 10 câmpuri și în sfârșit ți-o plăteai. Acum poți să-ți faci plăți printr-o aplicație. Printr-o aplicație în 3-5 secunde. Deci eu îmi plătesc facturile în 3, maximum 5 secunde cu aplicație, nu-i spun numele, dar aceea este o aplicație câștigătoare, fiindcă cei care au oferit-o s-au adaptat la această nevoie. Cerere. Nevoie și cerere. Îmi ofer asta sau dispari. E un slogan care se aplică în mediul universitar, publish or die, publici sau mori, ești măturat din mediul universitar, există această presiune permanentă de a publica, de a publica lucrări științifice. Aici simplifică-ți produsul, fă-l accesibil, oferă un randament foarte mare de utilizare și publicul îl va folosi. Alminteri te va abandona, nu-i cere lucruri foarte complicate, fiindcă pentru accesa produsul, fiindcă există alternative și întotdeauna oamenii care au atât de multe oferte vor alege aceste soluții simple, comode, cu un randament foarte mare, mai ales la randament trebuie să ne gândim. Oamenii simt, cred că altfel și trecerea vieții, prețuiesc mai mult timpul și întotdeauna îi penalizează pe cei care îi fac să piardă vremea. Da, știu că eu recunosc că am fost studenta dumneavoastră acum vreo 12-13 ani. Ați spus la un curs faptul că un comunicator trebuie să știe absolut câte ceva din fiecare domeniu, așa cum dumneavoastră știți. Este esențial pentru fiecare dintre cei care lucrează în comunicare acest lucru
indiferent în ce domeniu lucrează, să zic așa. Bun, acum nici nu trebuie să vedem în specialistul în comunicare, în relații publice, un fel de enciclopedie ambulantă. Giovanni Papini a căzut în această capcană și a scris Un om sfârșit. Adică îi se părea că a ajuns idiotul perfect, fiindcă era în stare să vorbească 10-15 minute pe orice subiect, dar în profunzime nu cunoștea nimic. Deci este o capcană să încerci să te familiarizezi cu absolut toate problemele. Însă, punerea problemelor în scheme conceptuale ar trebui să fie la îndemână. Adică înveșmântarea gândurilor în așa fel încât ele să fie cât mai accesibile publicului, asta este o datorie pentru orice specialist în comunicare. Noi lucrăm cu materialul clientului, da, deci conținuturile propriu zise le oferă totuși specialiștii în domeniu. Noi nu suntem economiști, însă îi putem ajuta pe economiști să transmită mai simplu, mai convenabil, mai convingător ideile principale către un anumit public. Nu ne putem substitui fizicienilor, IT-știlor, însă putem să îi ajutăm în a conceptualiza produsele lor astfel încât ele să fie mai atractive, mai interesante pentru public. E nevoie de o capacitate de a înțelege lucrurile. Deci noi suntem mari simplificatori de informație. Trebuie să facem lucrurile simple, atractive, utile, cu randament, cu valoare adăugată pentru public. Altminteri, fără această valoare adăugată, nu neapărat reală, nu doar reală, ci percepută, nu mai poți păstra un client în zilele noastre. Apropo de fake news, pentru că unul dintre paneluri este despre jurnalism și media, dar și despre mediul online, acolo unde întâlnim, da, de fapt, acest fenomen de fake news, dumneavoastră spuneți că sunt știri înșelătoare. Simțiți în România că este un fenomen tot mai, eu știu, pronunțat față de alte state, adică noi știm, cel puțin la nivel general, că e vina rușilor și că rușii ne, eu știu, strică informația. Față de celelalte state unde intervin, să zicem, mai mult rușii. Din acest punct de vedere, suntem bine integrați. Am putea spune că piața știrilor înșelătoare este mai slabă, mai puțin dezvoltată la noi decât în Franța, în Statele Unite ale Americii. Eu am urmărit cu mare atenție campania electorală prezidențială din Statele Unite din 2016 și pot să vin cu argumente că știrile înșelătoare au fost folosite în egală măsură de democrați și de republicani, de mainstream media, ca și de blogger și freelanceri. O fi avut și rușii influența lor, dar nu cred că a fost decisivă. La fel și la noi, n-are rost să încercăm demonizarea diverselor forțe. Acum l-avem și pe George Soros vinovat de serviciu. Dacă ceva pare suspect, avem ori la Moscova, ori l-avem pe George Soros pe care să putem da vina. Nu. Înclin să cred că totuși aceste știri înșelătoare nu dau randament pe termen lung. Adică am încredere în capacitatea omului de a intra în contact cu surse de informare diferite și la un moment dat va ajunge în această stare de confuzie. Ok, mie mi s-a spus A, acum din altă sursă de informare am non-A. Lucrurile nu merg. Doar într-o societate totalitară, cu un aparat de propagandă foarte bine articulat, știrile false, înșelătoare, pot da rezultate pe termen lung. Într-o societate deschisă, pluralistă, cu acces la multiple surse de informare, știrile înșelătoare nu au succes. Pe termen scurt, da, dar pe termen lung, nu. Și vedem de câte ori nu s-au plâns atât de multe companii, atât de mulți candidați de faptul că n-au obținut rezultatele dorite.
De ce se încăpățânează alegătorii să nu voteze cu candidatul tare? De aia. De ce nu cumpără un anumit produs? De aia. Societatea este deschisă, este pluralistă, surse multiple de informare și până la urmă aceste mesaje alternative, nu spun fapte alternative, mesaje alternative despre aceleași fapte, ajung până la ultimul cetățean român. Așa că eu cred că trebuie să fim optimiști. Dacă fiecare își face treaba acolo unde este pus, răspândind cât poate lumină, adevăr, lucrurile se vor stabiliza în direcția bună. Foarte pe scurt, vă rog, pentru că am ajuns la final, care ar fi sfatul dumneavoastră către comunicatori în ceea ce privește, eu știu, evitarea cele mai importante greșeli în domeniu? Ar trebui să prioritizez. Dacă poate greșeală. Fi, eu știu, una care trage, să zic. Speculația gratuită. Speculația gratuită mi se pare a fi cea mai mare capcană. Să nu te bazezi pe nimic și să presupui ceva. Să presupui ceva mai ales despre publicul tău țintă. Aceasta este greșeala majoră. Întotdeauna trebuie să avem un temei. Un temei rezonabil în sprijinul propriei afirmații, în sprijinul a ceea ce crezi. În engleză există o expresie care îmi place foarte mult. Evidence-based beliefs, evidence-responsive belief. Adică o credință, opinie care se bazează pe fapte, pe temeiuri empirice, verificabile de ceilalți și după aceea o credință, o opinie care reacționează la faptele pe care le constați tu sau ți le aduc la cunoștință ceilalți. Dacă, Doamne ferește, îți alimentezi mintea cu presupuneri neîntemeiate, nu spun false, neîntemeiate, nu te bazezi pe nimic, presupui. Pe ce te bazezi? Pe mintea mea, pe intuiție, pe insight, ai intrat într-o capcană. Deci, cât mai puțină bază pe propriile intuiții, sunt bune, dar nu ne bazăm pe ele, și întotdeauna să opinăm, să ne exprimăm, să ne formăm o credință, să exprimăm o credință numai pe un temei, cât de mic, dar să fie un temei și să ne obișnuim în a oferi temeiuri în sprijinul propriilor afirmații și a cere celorlalți temeiul pentru propriile susțineri. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile prețioase pe care le-ați oferit specialiștilor și sperăm să fie o ediție de succes a conferinței. Mulțumesc foarte mult! Sunt Andreea Luca, vă mulțumesc pentru atenție, ne vedem săptămâna viitoare!